Orașul Baia de Aram a fost în acest sfârșit de săptămână gazda celei de-a 25-a ediție a Festivalului Național Munte Munte Brat Frumos. Un eveniment care a reunit mii de oameni la poalele munților pentru a celebra tradițiile și folclorul românesc. Evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local al orașului Baia de Aramă, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedin prin Centrul Cultural Nichita Stănescu, a fost apreciat pentru organizarea impecabilă, dar și pentru diversitatea activităților culturale. Organizat de Primăria și Consiliul Local al orașului Baia de Aramă, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedin prin Centrul Cultural Nichita Stănescu, evenimentul a reușit să creeze o atmosferă de sărbătoare în rândul celor prezenți. Primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, prin acest eveniment a reușit să aducă împreună comunitatea locală și iubitorii de folclor din întreaga țară. Dragi concurenți, v-ați ridicat la înălțimea Festivalului Munte Munte Brat Frumos, vă felicit! Unul mai bun decât celălalt. Juriul, într-adevăr, cu greu a ales premiile, dar a avut de unde să aleagă. Și mă bucur că focul ne străjuiește în această seară, în această noapte. Vreau să mulțumesc de prezența domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru susținere. Președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, a fost prezent la festival și a susținut un discurs în care a evidențiat importanța păstrării și promovării tradițiilor locale. De la an la an, festivalul crește. Pentru noi, cei care suntem în momentul de față la conducerea Consiliului Județean Mehedin, este o bucurie. Este o bucurie pentru toți mehedințenii, pentru că organizarea unui festival este de mare ajutor pentru a ne menține și a ne promova tradițiile, pentru a susține folclorul tradițional din zona de nord a județului nostru, o zonă cu potențial turistic ridicat, dar și cu un potențial foarte ridicat în ceea ce privește folclorul popular. Ionuț, președintele Consiliului Județean, colegii mei care în această seară sunt lângă mine, Consiliul Județean Mehedin și toți ceilalți, suntem alături de tine, suntem alături de locuitorii orașului Baia de Aramă. Mă bucur că în urmă cu un an de zile ai ales să facem un parteneriat cinstit în beneficiul locuitorilor orașului acesta minunat din nordul județului. Felicitări și să fie într-un ceas bun pentru Baia de Aramă. De asemenea, prefectul județului Mehedin, Alin Isuf, a subliniat importanța culturală și socială a festivalului pentru comunitatea locală și nu numai. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la acest important festival din zona de nord a județului Mehedin, care, iată, este consacrat la cea de-a 25-a ediție. Un festival de calitate, deținută, un festival bine organizat, și nu putea fi altfel, ținând seama de faptul că primarul acestei localități este unul dintre cei mai îndrăgiți și populari interpreți ai noștri, bineînțeles având susținerea directă a Consiliului Județean Mehedin și a Centrului Cultural, implicarea directă a domnului președinte Aladin Georgescu și a doamnei manager Tania Lăin. Organizate Primăria și Consiliul Local al orașului Baia de Aramă, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedin prin Centrul Cultural Nichita Stănescu, evenimentul a reușit să creeze o atmosferă de sărbătoare în rândul celor prezenți. Sub conducerea Taniei Lăin, managerul Centrului Cultural Nichita Stănescu, festivalul a beneficiat de o organizare impecabilă cu un program variat, care a inclus interpreți consacrați din zona mehedințului. Iată-ne că am ajuns și în seara de premiere. Cu toții ați fost extraordinari și vă felicit pe fiecare în parte și mă bucur că ați fost într-un număr foarte mare. Totodată la eveniment au fost prezenți parlamentarii Liviu Mazilu și Alin Chirilă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin, Ionică Negru, secretarul de stat Bogdan Simcea, alături de consilierii județeni Vali Manțuc și Luis Moisescu. De asemenea, evenimentul a fost onorat de prezența directorului Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehedin, Cosmin Durac, și a mai multor primari din județul Mehedin. Printre invitați s-au numărat interpreți de renume ai muzicii populare, precum Olguța Berbec și Remus Novac, care au încântat publicul cu interpretările lor pline de emoție și autenticitate. Alături de aceștia și-au adus contribuția și alții artiști consacrați ai cântecului popular, precum și noi talente care au avut ocazia să se afirme pe scena festivalului. Premiul întâi merge către
Aia Coboaie Sabrina și este oferit de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Felicitări, Sabrina! Răduică Andra. Trofeul este oferit de către domnul primar al orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu. Surioara mea, pădure în al meu, mă las să-mi fac ca să-n cine. Soare, povestia sare, dirlim, 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 la căiurghiță se însoare, dirlim, 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 la șoale spate din sate, dirlim, 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 la frumoasă și divogate. Festivalul Munte Munte Brat Frumos a demonstrat încă o dată că tradițiile populare au puterea de a aduce oamenii împreună, oferindu-le momente de neuitat și reconectându-i cu rădăcinile lor culturale. Sincer și cu părere de rău vă spun că până acum nu am mai reușit să ajung la Munte Munte Brat Frumos, dar mă bucur din suflet că am reușit să îmi îndeplinesc și această dorință anul acesta și vreau să vă spun că a fost, după părerea mea, una dintre cele mai frumoase ediții. Știu asta pentru că pe celelalte le-am urmărit pe internet și mă bucur că au fost invitați și artiști care, din câte știu eu, nu au mai venit la noi în zonă, cel puțin nu atât de des, și mă bucur că am reușit să fiu în această seară prezentă și să mă bucur de acest festival împreună cu toți acești oameni. Ne place foarte mult, este un festival de renume și ne bucurăm să ne aflăm astăzi aici. Haideți la Baia! Foarte frumos, ne bucurăm că am participat și la această ediție. Ne bucurăm de distracție maximă. Foarte frumos! Evenimentul a fost un adevărat succes, iar promisiunea organizatorilor este de a reveni cu ediții viitoare la fel de spectaculoase, menținând vie tradiția și spiritul autentic românesc. Dar ce să vin la voi, dar se stau doar înapoi. Mi-mă de loc pe lune, no, tot de șudări greu. Să facem doar un perdon, tot de șudări greu. Tu jumaci, eu jumaci, tot de șudări greu. Să dorm liniști la noapte, tot de șudări greu.